Noi suntem gata și plecăm. Plecăm. Plecăm la masaj cu Mela și fetele. Melanie pentru prima dată merge la astfel de masaj. Ia uitați-o și Mela e aici, ea așteaptă pe toate fetele. Astăzi se duc doar fetele. Băieții stau acasă. Așa-i? Ce-ți da. Faceți? Ne faceți dormim. Mâncare, nu. Ordine. Nu. Așa-i? Nu. De ce-ți faceți? Ia uite, Mela și i-a făcut plăscăria tot. Asta e începutul. Noi ne-am oprit la Peco și mâncăm bruschete. Și Adrian are... ce e acolo? Ciocolată din semințe. Din semințe. Mămica, tot ai? Gata. Mamă, gata, gata. Noi acum îl așteptăm pe tăticu să meargă cu noi. A venit și tăticu și am pornit la drum. Melania a dormit și noi am ajuns și ea repede s-a trezit. Iată și Mela. De perumochi. Noi așteptăm rândul. Este rând. Foarte mare. Și Adriana este cu noi. Da, noi am ieșit de la masaj, uitați-o Mela. Un pic a plâns, dar acum e fericită. Și noi mergem mai departe. Ne-am oprit să mâncăm ceva, căci suntem foarte flămânzi. Iată, i-am prins pe toți. Și Mela doarme. După masaj a adormit și doarme strâns. Tăticul s-a pierdut printre fete. E flămând și a zis să merge cu noi să mănânci. Am aici cheesecake, cappuccino, mirea mare înghețată și milkshake. Și cel mai important, ia uitați-vă, cărniță cu cartofi. Porție mare, da, Mirea? Mâncați-vă rușinați, că eu vă dau voi. Asta eu am dat comandă. Credeam că e mai mic. A venit supa Adrianei și a lui tăticu și borș roșu. Mămică, da, mămica? Da. E gustos? Bine, mâncare ce? La mire mie cel mai gustos. Da. Ea deja termină. Melania a adormit și doarme. Pastele mele cu carne și ciuperci. A doilea film. Mai poți să te... Giros de pui. Lui tăticul este dor de Grecia. Gata, vreau și este zi. Cu Cătălina? E tare bun. Dar n-am și mai sta. Noi plecăm la un magazin. De haine. Melania s-a trezit, Melania. E de mult de 3 ani. Vrei și muzică pe lați? Urcăm pe scări. Iată și fetele. Pa, pa! Am încurcat, am crezut că este la 2-lea etaj și a trebuit să mă cobor pe scări deja. Fetițele, cucunițele. Și totuși plecăm la 2-lea etaj. Te-ai coborât degeaba. Vedeți? Ele special au zis așa. Da, da, da. Ieșim de la magazin. Eu mi-am cumpărat și Adriana. Iar Cătălina cu mămica nu au găsit nimic. Vin fetele, au fost după o comandă, am luat pentru Dani pizza și Cristine cheesecake. Ia câte-le. Plecăm să cumpărăm ceva pentru tort, pentru că Adriana va filma astăzi o rețetă nouă pe canalul Big Family. Tort de casă. A fine, am luat mandarine, banane, varză și kiwi. Și ne gândim să luăm și ciuperci. Luat smântână dulce, frișcă. Și ciuperci, iată, așa. Mad. Așa, fetele, se pornesc după frișcă și kiwi și au ieșit cu 2 pachete. Hei, salutare! Bine ați venit în noua noastră cameră! Mulți dintre voi ne întrebați dacă noi ne-am mutat la căsuța noastră. Încă nu ne-am mutat. Noi locuim în partea cealaltă de casă și imediat vă facem rundurul camerei noastre. Aici este camera noastră. Avem un pat, 2 noptiere și cel mai important este pătucul Melaniei. Ea aici doarme și se joacă ziua. Iată, așa. I-am prins și o gâță. Vedeți? Melania!
știi. Avem un televizor mare unde privim filme, avem dulapuri cu haine și aici avem dulapuri cu haine. Acum intrăm în baia noastră personală. În sfârșit avem cadă. Melanie îi place foarte mult să se bălăcească aici. Cădița ei punem aici și ea se bălăcește. Iată așa arată noua noastră cameră. Ai rămas foarte și foarte puțin și ne vom muta la căsuța noastră. Sperăm cât mai curând. Melanie, dar tu cu cât aceasta? Să ne vedem. Vedeți cum strică ea? Ea se simte foarte, foarte bine după acest masaj. A dormit astăzi toată ziua și nu este plângăcioasă. A mâncat bine scuar și acum își facem duș și la culcare. Hei! Vine la mine. Puneți multe, multe like-uri dacă vă place camera noastră unde vom locui foarte, foarte puțin timp. Melania vă zice pe curând! Pa, pa, dragilor! Pa, pa! De pa! Mua! Mua!